Reprezentanții Partidului Național Liberal și-au depus astăzi candidaturile. Daniel Cârjan a făcut primul pas în cursa pentru funcția de primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin. De asemenea, Cristinel Pavel și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Cei doi au fost însoțiți de colegii de partid, între care s-a aflat și ministrul economiei Virgil Popescu. Acesta a ținut să precizeze că atât Cârjan cât și Pavel au votul său de încredere. Daniel Cârjan intră în cursa pentru funcția de primar al Severinului. Președintele PNL Drobeta Turnu-Severin și-a depus candidatura pentru alegerile locale din 27 septembrie. Cârjan a declarat că Severinul are nevoie de o schimbare, de cineva care să modernizeze orașul și să-l dezvolte așa cum merită. Timp de 30 de ani de zile, niciun primar nu a pus în valoare bogățiile istorice pe care le avem în orașul nostru și în zona noastră. De asemenea, a venit timpul să rezolvăm probleme importante din educație, din sănătate, din cultură, din mediu, din sport și alte domenii sensibile pentru municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Am alături de mine o echipă de consilieri formată din oameni bine pregătiți profesional, oameni care îmbină tinerețea cu experiența, oameni care au făcut carieră în domeniile lor de activitate, oameni cu care sunt convins că în echipă vom lucra zi de zi pentru severineni și interesul severinenilor. La depunerea candidaturii, alături de Daniel Cârjan, s-a aflat președintele liberalilor mehedințeni, Virgil Popescu, cel care ocupă funcția de ministru al economiei, energiei și al mediului de afaceri. Popescu a declarat că Daniel Cârjan a dovedit că poate fi primarul de care severinenii au nevoie pentru a trăi într-un oraș dezvoltat. Am depus candidatura pentru primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin și pentru Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Avem o echipă de forță, avem un candidat de forță, sunt convins că va câștiga primăria Drobeta-Turnu-Severin, că vom avea o guvernare liberală la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin și asigur pe toți severinenii, pe toți mehedințenii, că atâta timp cât voi ocupa funcția în guvernul României și vă spun că vom avea un guvern de 4 ani liberal, Severinul nu va mai fi dat uitării, Mehedințul nu va mai fi dat uitării. De asemenea, Cristinel Pavel și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Acesta a declarat că Mehedințiul trebuie să se schimbe și să intre în rândul județelor dezvoltate, unde cetățeanul este prioritate. Plec la drum cu o echipă de consilieri județeni puternică, formată din oameni competenți, din oameni serioși, oameni care au experiență în administrația publică și pe care mă voi baza în realizarea proiectelor pe care mi le-am propus. Plecăm cu gândul de a câștiga, de a face, de a da o șansă mehedințiului, pentru că întotdeauna am spus în cei 2 ani de mandat că și severinenii și mehedințenii merită acea șansă ca restul României. Și cred că echipa, adică sunt absolut sigură că echipa Partidului Național Liberal, împreună cu candidatul nostru, care va fi și președintele Consiliului Județean, vom câștiga și vom face din Mehedinți ceea ce așteptăm cu toții, și anume un județ care să fie frecventabil din toate punctele de vedere. Domnul Pavel îl știu de foarte mult timp, a fost de 2 ori la rând prefect, are experiență vastă în administrație, nu a mai făcut politică până acum, este un suflu nou în politică. Cred că are capacitatea administrativă să poată să conducă un județ mult mai bine decât a fost condus până acum. Are tot sprijinul organizației PNL, are sprijinul Guvernului României. Campania electorală va debuta în 28 august. Timp de o lună, candidații vor avea ocazia să-și prezinte proiectele și propunerile pe care le au pentru alegători.